În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Vă voi da păstor după inima mea și eu vă voi călăuzi cu știință și cu pricepere, spune Domnul. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin.
ne-i rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care conduci poporul Tău, folosindu-Te de slujirea preoților, dăruiește-le acestor diaconi ai bisericii Tale, pe care binevoiești se alege astăzi pentru treapta preoției, statornicie în slujba voinței Tale, pentru ca prin munca și viața lor să-ți poată aduce mărire în Hristos. El care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Deuteronomului. În zilele acelea, Moise a vorbit către popor. Tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii pentru El un popor ca partea Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu pentru că ați fi mai numeroși decât toate popoarele, v-a iubit Domnul pe voi și v-a ales. Voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește și a ținut jurământul pe care l-a jurat părinților voștri. De aceea Domnul v-a scos cu mână puternică, v-a răscumpărat din casa sclaviei și din mâna lui Faraon, regele Egiptului. Să știi că Domnul, Dumnezeul tău, este Dumnezeu. Este un Dumnezeu fidel, care își ține alianța și îndurarea față de cei care îl iubesc și păzesc poruncile lui până la a mia generație. Dar răsplătește fiecăruia dintre cei care îl urăsc pentru a-i pierde și nu întârzie să răsplătească fiecăruia dintre cei care îl urăsc. Păzește poruncile, hotărârile și judecățile pe care ți le poruncesc eu astăzi ca să le împlinești. Cuvântul Domnului. Mila Domnului rămâne fără încetare peste cei care se tem de El. Cuvântează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Său cel Sfânt. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici când de binefacerile Sale. Îți iartă toate nelegiuirile și te vindecă de orice boală. El îți răscumpără viața din adânc și te încununează cu dragoste și îndurare. Face dreptate și judecă dreaptă tuturor celor care suferă asuprire. El a făcut cunoscute lui Moise căile sale și faptele sale minunate fiilor lui Israel. Este îndurător și milostiv, El este îndelung răbdător și plin de îndurare. El nu face după greșelile noastre, nici nu ne pedepsește după fără de legile noastre.
Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, unul născut, ca să trăim prin El. În aceasta constă iubirea. Nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea Lui în noi este desăvârșită. Prin aceasta cunoaștem că rămânem în El și El în noi. Ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și dăm mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. Oricine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în El. Cuvântul Domnului. Asupra voastră jugul meu, spune Domnul, și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința Ta. Toate mi-au fost date de Tatăl meu, și nimeni nu-L cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât Fiul și acela căruia Fiul vrea să-I reveleze. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi alinare pentru sufletele voastre,
căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este ușoară. Cuvântul Domnului! Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți preoți. Pușcașul Cristian din parohia Trupul și Sângele Domnului Gherăiești pentru Arhidieceza de București. Prezent. Imbrea Andrei Petrică din parohia Sfânta Elena București pentru Arhidieceza de București. Prezent. Preasfințite, Sfânta Maică Biserică vă cere să-i hirotoniți preoți pe acești frați ai noștri. Știi că sunt vrednici. Din informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au ocupat de formarea lor, dau mărturie că au fost aflați vrednici. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi alegem pe acești frați ai noștri pentru Ordinul Presbiteratului. Mulțumim lui Dumnezeu! Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelență, Episcop Cornel, Preacucernice, Părinte Rector al Institutului de la Iași, Preacucernici, Părinți, Preoți și Diaconi, persoane consacrate, iubiți frați și surori, este o bucurie deosebită pentru Arhidieceza de București astăzi să primească în familia preoților noi preoți. Doi sunt, însă bucuria este la fel de mare ca și cum ar fi fost mai mulți, pentru că citim în evenimentul de astăzi lucrarea lui Dumnezeu, căruia îi mulțumim că are grijă de biserica locală și o binecuvântează prin acești doi părinți deaconi care astăzi vor primi treapta preoției. Conciliul al doilea din Vatican, și împlinim 50 de ani de la încheierea lui anul acesta, deci Conciliul al doilea din Vatican preia învățătura tradițională a Bisericii despre preoția comună a tuturor botezaților și ne amintește tuturor că Biserica este comunitate în care fiecare merge pe drumul vocației proprii, personale. Însă, cu toții împreună se îndreaptă spre sfințenie, adică spre o unire cât mai intimă cu Dumnezeu. Suntem o împărăție de preoți, spune cuvântul Scripturii din Noul Testament, din Apocalips, o împărăție de preoți în care lucrarea lui Dumnezeu este mereu vie, mereu roditoare. Aspectul acestei preoții comune a tuturor botezaților este prezent în actul de invocare a tuturor sfinților din liturgia Sfințirii Preoțești. Vom asculta, vom cânta împreună, vom invoca pe toți sfinții. Vom invoca milostivirea lui Dumnezeu împreună rugându-ne. Le vom cere sfinților să fie ca un zid viu
în jurul vocației acestor noi preoți și să fie în același timp ca poartă care se deschide spre drumul care duce spre inimile oamenilor și spre inima lui Dumnezeu. Căci împărăția aceasta de preoți a tuturor botezaților este în comuniune cu mulțimea sfinților care văd fața lui Dumnezeu și pe ei astăzi îi invocăm, îi rugăm pentru acești doi diaconi care primesc sfințire preoțească în fața noastră a tuturor. Căci rugăciunea este atmosfera de creștere a bisericii. Rugăciunea este atmosfera de creștere și de împlinire a fiecărui preot. Și este vorba de rugăciunea întregii biserici, nu numai de rugăciunea personală a preoților în cauză. Și preoții rămân în picioare și în statornicie în drumul lor datorită acestei rugăciuni personale și rugăciunii tuturor credincioșilor, nu numai a celor pe care îi vedem, dar și a sfinților. Iubiți frați și surori, în mijlocul, în centrul liturgiei de sfințire preoțească, are loc impunerea mâinilor. Episcopul, preoții impun mâinile peste capetele celor care primesc Sfânta Preoție. Episcopul pune mâinile asupra celui care primește Sfânta Preoție, asupra capului lui. Și știm, capul este centrul gândurilor, centrul persoanei, a preocupărilor, locul unde toate se adună, cuprinzând trecutul, prezentul și viitorul și toată speranța. Episcopul și preoții pun mâinile peste capul celui care primește Sfânta Preoție ca pentru a arăta că de acum încolo acel cap este al lui Dumnezeu. Intră în posesia lui Dumnezeu și a bisericii. Ceea ce gândește acel cap trebuie să fie totdeauna în concordanță cu legea și voința lui Dumnezeu. Și acel preocupă pe acel cap trebuie să fie întotdeauna luminat de harul lui Dumnezeu. Impunerea mâinilor este un gest de rugăciune, de rugăciune, de invocare a Duhului lui Dumnezeu. Sfântul Augustin spune că Duhul lui Dumnezeu coboară prin atmosfera de rugăciune asupra celui credincios. Și știm că atunci când episcopul pune mâinile peste capul celui care primește Sfânta Preoție, coboară Duhul lui Dumnezeu în persoana lui. Coboară puterea lui Dumnezeu. Apoi urmează ungerea mâinilor. Ungerea mâinilor. Noi știm, mâinile transformă viața lumii. Mâinile au schimbat și au adus noutăți în decursul istoriei, în mersul lumii. Dar mâinile, în același timp, sunt făcute pentru preot ca să se roage și să binecuvânteze. De aceea sunt unse cu mir sfânt, ca să vorbească apoi, arătând mâinile și împreunându-le, că trebuie să ne rugăm și mergând spre oameni să poarte binecuvântare pentru toți, pentru cei mici și pentru cei mari, pentru sănătoși și bolnavi, pentru muribunzi, pentru toți. Mâinile preotului sunt binecuvântare.
mâinile preotului, duc sfânta taină. El este împărțitorul trupului lui Hristos prin mâinile sale. Mâinile preotului sunt mâinile prin care Hristos lucrează în această lume. Iubiți frați diaconi care primiți astăzi Sfânta Preoție, nu uitați că prin impunerea mâinilor voi aparțineți de acum lui Dumnezeu și Bisericii, aparțineți întregului popor al lui Dumnezeu. Nu uitați că ungerea mâinilor voastre astăzi vă deschide un drum deosebit, un drum de rugăciune și din spațiul rugăciunii să nu ieșiți niciodată, drumul nou pe care îl deschide ungerea sfântă pentru voi este drum de binecuvântare a tuturor. Să fiți capete care gândesc întotdeauna ceea ce Dumnezeu vrea și poporul așteaptă, să fiți mâini care binecuvântează și care îl poartă pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Am ascultat astăzi lecturile sfinte și prima vă aduce aminte vouă mai întâi, înaintea tuturor, că Dumnezeu v-a îndrăgit și v-a ales. V-a ales ca să fiți pe treapta slujirii preoțești. Și mulțumim cu voi lui Dumnezeu astăzi pentru această iubire pe care a arătat-o față de voi, alegându-vă. Îi mulțumim că v-a dăruit bisericii locale. Psalmul, și l-am cântat împreună și am spus convingerea noastră că mila lui Dumnezeu rămâne întotdeauna peste cei care se tem de El. Acesta va fi cântecul vostru de anunț, de predică în fiecare zi, că mila lui Dumnezeu rămâne întotdeauna peste cei care se tem de El. Și lectura a doua, luată din Sfântul Ioan, la fel vă amintește că nu există un drum mai frumos decât acela care mănunchează iubirea de oameni și iubirea de Dumnezeu. Voi veți fi predicatorii și martorii acestei iubiri. Sfânta Evanghelie are în finalul ei un îndemn simplu, dar adânc. Luați jugul meu asupra voastră, spune Iisus, și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Vă spuneam mai înainte că îi rugăm pe sfinți, pe toți sfinții, ca ei să devină poartă care se deschide spre inima oamenilor și spre inima lui Dumnezeu. Pe drumul care duce spre inima oamenilor și spre inima lui Dumnezeu, voi trebuie să purtați jugul lui Hristos și să fiți blânzi și smeriți cu inima. Acestea sunt hainele pe care trebuie să le purtați în drumul spre oameni și spre Dumnezeu. Blândețea, smerenia, bunătatea, iubirea. Noi astăzi, împreună cu toți sfinții, o invocăm pe Maica Domnului să vă însoțească și să vă întărească pe acest drum spre inima oamenilor și spre inima lui Dumnezeu. Să fiți fideli darului pe care l-ați primit, iar noi vă însoțim
cu toată rugăciunea noastră și cu toată iubirea noastră. Lăudați să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor! Amin! Fraților prea iubiți, înainte de a intra în ordinul presbiteratului, trebuie să declarați înaintea poporului că vreți să vă luați această misiune. Vreți să îndepliniți fără încetare misiunea preoțească în gradul presbiterilor, colaborând cu ordinul episcopilor în păstorirea turmei Domnului sub conducerea Duhului Sfânt. Vreți să îndepliniți cu demnitate și înțelepciune slujirea cuvântului prin predicarea Evangheliei și prezentarea credinței catolice. Vreau. Vreți să celebrați cu evlavie și fidelitate tainele lui Hristos spre lauda lui Dumnezeu și sfințirea poporului creștin, după tradiția Bisericii, mai ales prin jertfa Sfintei Liturghii și prin sacramentul Reconcilierii. Vreți să implorați împreună cu noi milostivirea divină pentru poporul încredințat vouă, stăruind fără încetare în rugăciune. Vreți să fiți mereu tot mai strâns uniți cu Hristos, Marele Preot, care s-a oferit Tatălui pentru noi drept jertfă curată și împreună cu El să vă consacrați lui Dumnezeu pe voi înșivă, pentru mântuirea oamenilor. Vreau cu ajutorul lui Dumnezeu. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Prea iubiților, să-L rugăm pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să sporească darurile cerești în acești slujitori ai Săi, pe care i-a ales pentru misiunea presbiteratului. Să îngenunchem! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Hristoase, ascultă-ne! Tată din cer, Dumnezeule, Răscumpărătorul lumii Dumnezeule, miluiește-ne! Duhule Sfânt Dumnezeule,
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Mihail, Sfinților Îngeri ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te pentru noi. Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi. Sfinților Petru și Paul, rugați-vă pentru noi. Sfinte Andrei, roagă-te pentru noi. Sfinte Ioane, roagă-te pentru noi. Sfântă Marie Magdalena, Sfinte Ignațiu din Antiohia, roagă-te pentru noi. Sfântă Agneza, roagă-te pentru noi. Sfintelor Perpetua și Felicitas, Grigore, roagă-te pentru noi. Sfinte Augustine, roagă-te pentru noi. Sfinte Atanasiu, roagă-te pentru noi. Sfinte Vasile, Sfinților Francisc și Dominic, Sfinte Ignațiu de Loyola, Sfinte Francisc Xaveriu, Ioane Maria Vianei, roagă-te pentru noi. Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi. Sfântă Ecaterina de Siena, Sfinte Corneliu, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Fii milostiv, mântuiește-ne, Doamne, de orice rău.
Sfânta întrupare a Ta. Mântuiește-ne, Doamne! Prin moartea și învierea Ta. Credință pe Sfântul nostru Părinte Francisc și toate treptele bisericești. Ca să binevoiești a ne întări și a ne păstra și pe noi în slujba Ta cea sfântă. Să binevoiești a dărui tuturor popoarelor pace și adevărată înțelegere. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Hristoase, Doamne Dumnezeul nostru, ascultă-ne și revarsă asupra acestor slujitori ai Tăi binecuvântarea Duhului Sfânt și puterea Harului preoțesc, pentru că acești candidați la preoție, pe care îi recomandăm bunătății Tale, să se bucure mereu de sprijinul Harului Tău, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ridicați-vă!
Te invocăm pe Tine, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, autorul demnității omenești și împărțitorul tuturor harurilor, căci prin Tine se dezvoltă toate, se întăresc toate și printr-un plan întocmit cu înțelepciune faci să înainteze și mai mult în bine omul pe care l-ai înzestrat cu rațiune. De la Tine au provenit treptele preoțești și îndatoririle leviților, orânduite prin semne tainice. Și astfel ai ales bărbați de rangul al doilea și înzestrați cu o demnitate mai apropiată, care să fie colaboratori ai vieții și misiunii marilor preoți pe care i-ai pus să conducă popoarele. Astfel, în pustiu, prin judecata celor 70 de bărbați înțelepți, ai făcut să se răspândească Duhul lui Moise. El s-a folosit de ajutorul lor și a condus cu ușurință mulțimea nenumărată a poporului. Astfel ai revărsat asupra fiilor lui Aaron belșugul paternității depline, pentru ca demnitatea preoțească să-i facă vrednici ca să aducă jertfe mângâietoare și să împlinească ceremoniile unei slujiri mai sârguincioase. Prin aceeași orânduire, Doamne, ai dat apostolilor fiilor Tăi însoțitori care să răspândească credința și astfel ei au umplut toată fața pământului cu propovăduirea de rangul al doilea. De aceea Te rugăm, Doamne, să ne dăruiești și nouă aceste ajutoare pe care, conștienți de limitele noastre, le cerem de la bunătatea Ta. Cu cât suntem mai slabi, cu atât avem nevoie de mai mulți. Te rugăm, Părinte atotputernic, revarsă în acești slujitori ai Tăi demnitatea preoției. Reînnoiește în lăuntrul lor Duhul Sfințeniei, să primească de la Tine, Dumnezeule, darul orânduit de Tine pentru treapta a doua și să exprime prin purtarea lor onestitatea moravurilor. Să fie cooperatori fideli ai preoției noastre, pentru ca cuvintele Evangheliei să ajungă până la marginile pământului și toate națiunile unite în Hristos să devină un singur popor sfânt al lui Dumnezeu. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să Te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu.
Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. Dă-ți seama de ceea ce vei săvârși. Fii pătruns de ceea ce vei face și orânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Pace ție! Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. Dă-ți seama de ceea ce vei săvârși. Fii pătruns de ceea ce vei face și orânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Pace ție și cu Duhul tău. Acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mine, Doamne, spre laura și spre iubirea Dumnezeu, spre folosul nostru și al împrejii Sfintei sale biserici. Dumnezeule, care ai voit ca preoții tăi să slujească Sfintele altare și poporului tău, fă cu bunăvoință prin puterea acestei jertfe ca serviciul slujitorilor tăi să-ți fie necontenit pe plac și să poată aduce în biserica ta roade care să rămână pururi prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Domnului e Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu, prin ungerea cu Duhul Sfânt, l-ai orânduit pe Fiul Tău, unul născut, drept mare preot al noului și veșnicului legământ. Și ai binevoit să dispui, printr-o negreită hotărâre, ca unica sa preoție să fie păstrată în biserică. El nu numai că înzestrează cu preoția regală poporul pe care și l-a dobândit, dar totodată, în bunătatea sa fraternă, alege oameni care, prin impunerea mâinilor, să fie părtași de slujirea sa sfântă, ca ei să reînnoiască în numele lui jertfa răscumpărării oamenilor, pregătind fiilor tăi ospățul pascal, să conducă poporul tău sfânt cu iubire, să-l hrănească cu cuvântul și să-l întărească cu sacramentele. Și oferindu-și viața pentru tine și pentru mântuirea fraților, să se străduiască să fie cât mai asemenea cu chipul lui Hristos și să dea neîncetat mărturie de fidelitate și iubire pentru tine. De aceea și noi, Doamne, te mărturisim împreună cu toți îngerii și sfinții, cântând cu bucurie.
Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Marea laudă ți-i spună, Doamne, și mierea laudă ți-i spună, până te împedie. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Ioan, cu Episcopul Cornel, celebrant al acestei Euharistii, și cu tot clerul. Adu-ți aminte de acești slujitori ai Tăi pe care ai voit să-i orânduiești astăzi ca preoți ai bisericii și de tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca, împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții, pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos. Ție, Dumnezeule, Tatăl-a tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi mai întrudut și se va acoperi sufletul meu.
Să ne rugăm. Dumnezeule, dumnezeiasca jertfă pe care am oferit-o și am primit-o, să dea viață preoților și tuturor credincioșilor tăi, pentru ca uniți cu tine printr-o iubire nesfârșită, să merite a sluji cu vrednicie maestății tale, prin Hristos, Domnul nostru. Ce voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. Excelența voastră, înalt preasfințite Ioan Robul, mitropolit arhiepiscop de București, Excelența voastră, Cornel Damian, episcop auxiliar de București, preacucernici părinți profesori, cucernici părinți oaspeți, dragi părinți deaconi, scumpe familii, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, îi aducem slavă lui Dumnezeu astăzi și în toate zilele vieții noastre, pentru că ne-a chemat la această viață minunată, pentru că ne-a adunat în staulul Său, care este Biserica, și pentru că, trecând pe străzile orașelor și satelor noastre, a privit spre noi, ne-a îndrăgit și ne-a chemat să îl urmăm. Le mulțumim părinților noștri pentru tot ce au făcut pentru noi, iar Domnul să-i răsplătească. Vă mulțumim excelenței voastre, înalt preasfințite Ioan Robu, arhiepiscop de București, și excelenței voastre, preasfințite Cornel Damian, episcop auxiliar de București, pentru grija părintească pe care ați avut-o față de noi. Mulțumim părintelui Benone Lucaci, rector al Institutului Teologic din Iași, tuturor preoților, profesorilor și formatori de la seminariile din Iași și Bacău, care ne-au însoțit pe tot acest drum de formare. Mulțumim fraților și surorilor, rudelor și tuturor prietenilor noștri care au fost lângă noi, fizic sau spiritual, care ne-au însoțit cu rugăciunile lor și care în aceste momente ne sunt alături și se bucură împreună cu noi. Mulțumim părinților paroc și vicari care pe timpul vacanțelor s-au îngrijit de înaintarea noastră în viața spirituală și care ne-au slujit de modele. Mulțumim tuturor binefăcătorilor noștri. Nu îi vom putea uita niciodată, cu toate că unora nici nu le cunoaștem numele. Recunoștința față de ei o vom arăta la Sfânta Liturghie. Le mulțumim tuturor colegilor din seminar pentru momentele frumoase petrecute împreună, dar și pentru momentele mai grele, pe care poate că nu le-am fi depășit fără ajutorul lor. Nu în ultimul rând, vă mulțumim și dumneavoastră, iubiți credincioși. Vă mulțumim că îi primiți cu dragoste pe preoții dumneavoastră, că îi respectați și că le sunteți aproape și în momentele de sărbătoare, dar și atunci când întâmpină dificultăți. Vă mulțumim și vă îndemnăm să nu încetați să înălțați rugăciuni către Dumnezeu pentru ca să trimită în secerișul Său preoți după inima lui Hristos, Fiul Său. Pentru toți și pentru toate mulțumim. Domnul să vă binecuvânteze pentru tot binele pe care l-ați făcut. Lăudat să fie Iisus Hristos! Dragi neopresbiteri, astăzi, prin hirotonirea voastră ca preoți, ați fost configurați preoției lui Hristos. Hristos este unicul și veșnicul preot.
ați devenit adevărați preoți ai Noului Testament. Și de astăzi înainte ați fost consacrați și investiți cu misiunea de a fi păstori, vestitori a Evangheliei prin predică și mai presus de toate, cei care în numele Lui Hristos veți celebra sacramentele, mai presus de toate, Sfânta Eucharistie. Aseară, când ați depus jurământul de fidelitate, v-am spus mai multe lucruri, v-am dat mai multe sfaturi. Aș vrea să adaug acum încă un cuvânt. În timpul hirotoririi voastre astăzi, un gest cu o semnificație profundă a fost acela în care, înaintea arhiepiscopului, voi ați jurat respect și ascultare. Sigur, sunt cuvinte care pot să spună mult, dar ceea ce este semnificativ și cu un mesaj deosebit este acela că voi ați pus mâinile voastre în mâinile arhiepiscopului. Nu este numai decât un gest liturgic, dar prin acest gest ați încredințat viața voastră preoțească celui care este părinte și păstor. Și nu uitați niciodată pe drumul preoției voastre, întotdeauna cu încredere, amintindu-vă de acest gest, că mâinile voastre, deci viața voastră, sunt în mâinile arhiepiscopului, a păstorului diecezei, să alergați cu încredere la el. Mulțumesc familiilor, rudelor, prietenilor, tuturor celor care au contribuit la formarea și creșterea în credință a acestor tineri, care astăzi sunt preoți. Datorită vouă, credinței voastre, dragi părinți, ei au ajuns astăzi la Sfântul Altar. Și mi-amintesc de un cuvânt al Papei Francisc care spunea că este obligația familiei, în primul rând și mai presus de toate, de a crește în credință pe fiilor. Și voi aveți astăzi bucuria pentru care să mulțumiți Domnului că fiii voștri, datorită exemplului vostru și a credinței voastre, au ajuns la Sfântul Altar. Dumnezeu să facă rodnică munca lor în ogorul Domnului. Și acum este așa o tradiție ca preoții noi sfințiți să împartă o binecuvântare specială. O primim prin impunerea mâinilor lor. Prin impunerea mâinilor mele de preotul nou sfințit, prin mijlocirea preasfintei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a tuturor sfinților, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.